Mă gândesc câteodată că este datoria părinților sau de datoria părinților să creeze această memorie. Nu numai a părinților, și a profesorilor și a preoților. Un tânăr, dacă pleacă la 20 de ani în Italia sau în Franța sau în America pentru a munci, este bine ca deja să aibă un, foarte clar un sistem de valori ancorat în, în ceea ce ne spune Dumnezeu, în valorile bisericii, să știe că viața nu durează și că la un moment dat vom da socoteală pentru tot ceea ce facem în viața aceasta, să știe că numai cu Dumnezeu poate să învingă moartea, să știe că doar ajutat de Dumnezeu poate să facă față patimilor care încearcă și încearcă pe orice om, și atunci să se întoarcă aici. Părinții au datoria de a învăța pe copii de mici să se împrietenească cu Dumnezeu. Spunea cineva că dacă îl duci pe copil de mic la biserică și sărută icoana Sfântului Nicolae, a Maicii Domnului, a Mântuitorului, a Sfântului Gheorghe, iar dacă nu înțelege foarte bine, el ia în memoria lui chipul Sfântului Gheorghe, al Sfântului Nicolae, mirosul de tămâie, atmosfera de pace din biserică, reflexul de a face semnul Sfintei Cruci, chiar dacă el nu înțelege încă ce înseamnă Sfânta Cruce pentru viața omului. Și la un moment dat, dacă îl uită pe Dumnezeu în vremea tinereții, sau pe Sfântul Nicolae, sau pe Maica Domnului, pentru faptul că au venit când erau copii la Dumnezeu, la Maica Domnului, la Sfinții din biserică, aceștia își vor aduce aminte de el în clipele grele și s-ar putea să-l ajute să depășească încercările vieții. Am cunoscut un om care m-a impresionat foarte mult, care intrând odată la Putna în biserică, un domn care avea o funcție foarte mare în Europa, nu era român, venind să viziteze cu cei de la ambasadă, era sud-american, dar avea o funcție foarte înaltă într-un organism mondial, a intrat în biserică și era vecernia seara, a rămas acolo la vecernie câteva minute, candele în biserica de la Mănăstirea Putna, câteva bătrâne în partea din stânga, era o zi de peste săptămână, la strană se cânta liniștit, o atmosferă în trezitul acelea groase de biserică, de liniște, care a trezit ceva în inima lui. A ieșit din biserică, după, nu mai ieșea din biserică, l-au așteptat cei care l-au însoțeau, a ieșit plângând și i-au curs lacrimi mai mult de jumătate de oră. Povestea că și-a adus aminte de bunica lui și de biserica din satul bunicilor lui și mai ales de bunica lui, și când a văzut pe acele bătrânele stând în genunchi, și-a adus aminte de cum se ruga bunica lui și spunea că el a fost cam ateu toată viața lui, dar s-a întâmplat ceva. Intrând în biserică, s-a răscolit ceva în sufletul lui. S-a întâlnit cu ceva din copilăria lui. În memoria lui se păstrau încă amintirile bisericii din satul bunicilor lui. S-a întâlnit cumva cu Dumnezeu după vreo 40-50 de ani și a fost atât de mișcat încât și la masă iarăși veneau lacrimile și tot așa până a fost condus la mașină în parcare, vorbea, tăcea și se vedea că ceva l-a mișcat foarte tare, a spus ce l-a mișcat, nici acum nu înțeleg ce s-a întâmplat în adâncul inimii lui, dar a simțit că s-a întors acasă. Intrând în biserica aceea de la Putna, el a simțit ceva de acasă de la el. Părinții au datoria să formeze memoria lui acasă în copiilor, să se ajute să deprindă obișnuințe frumoase, să se împrietenească cu Dumnezeu, cu Sfântul Înger Păzitor, cu Sfântul Ocrotitor, și pe cât posibil să simtă harul Dumnezeu încă din copilărie, pentru că vor pleca departe. E foarte probabil că tinerii se îndepărtează de casa lor, dar să plece cu acela acasă după el, cu valorile casei, cu valorile bisericii în inima lor.